Da, bun găsit, Dan, bun găsit tuturor. Mă aflu la Academia de Fotbal a lui Narcis Răducan, unde mulți copii perfecționează diverse tehnici ale fotbalului, precum lovirea mingii cu ambele picioare sau driblingul. Însă mai multe detalii ne va oferi Narcis Răducan, care este alături de mine. Salut, Narcis, vedem o arenă sportivă modernă. Cum te-ai decis să pui bazele acestui proiect? Da, așa este. Este o arenă modernă, datorită școlii de fotbal Sportim. Reușesc să îmi pun și eu în aplicare ideile. Cum m-am hotărât? M-am hotărât văzând meciurile de Liga 1 la Digi Sport. Că acolo vedem punctele vulnerabile ale tinerilor jucători. M-am hotărât având un băiat care joacă fotbal și care de asemenea are puncte slabe, pe lângă talent și dorință de a ajunge fotbalist, are și puncte slabe, unde trebuie lucrat și ținând cont că, precum Justin, sunt mii de copii numai în București, am hotărât să fac treaba asta, mai ales că mă ține și pe mine antrenat și e ceva ce îmi place foarte mult. Câți copii sunt înscriși în Academie în acest moment? Deocamdată am sărit de 30 și sunt convins că va crește numărul lor. Nu, numărul este important pentru că, așa cum ai precizat, e vorba de perfecționare. Lucrez cu grupuri mici, vedem, astăzi am 3 băieți, de regulă nu depășesc 4 jucători. Hai să zicem că avem odată la 2 antrenamente și portarul, pentru că trebuie să avem parte de foarte multe repetări. Până la urmă iau elemente din joc și le perfecționăm. Stângul, dreptul, drop, cap, întoarceri, prelori, toate în regim de viteză de joc, toate cu presiunea specifică fotbalului de joc de înaltă performanță. Ei sunt jucători la diferite echipe din București, am de la cele mai multe echipe din București, chiar și cele de renume, și lucrăm aici cu plăcere o oră jumate cât ține și un joc de fotbal. Te gândești ca pe viitor să înscrii în competițiile de juniori? Nu m-am gândit la treaba asta, tocmai aici este cheia, că majoritatea celor care se gândesc să lucreze cu copii deja se pun și în locul antrenorului, vor să facă schimbări, vor să efectiv să fie antrenorul clasic tradițional. Eu nu am n-am avut ambiția asta, mai degrabă mă atrage managementul sportiv, dar partea asta de lucrat cu copii este senzațională și îți aduce foarte mari satisfacții, de aceea cum să zic eu o să rămân pe această nișă de a perfecționa băieții de a juca la un nivel superior. Precum un profesor de română, de matematică și de orice alt obiect face meditații cu liceenii pentru a da la facultate, pentru noi facultatea reprezintă prima scenă fotbalistică, sper primul pas în cariera lor și aici este rolul meu de a-i ajunge să se perfecționeze. Cum e această trecere pentru tine? Erai obișnuit să fii fie director tehnic, fie manager sportiv, acum ai trecut la antrenorat. Păi, am spus-o frecvent în ultimul timp. Pandemia asta ne-a adus multe necazuri, dar ne-a adus și lucruri bune, că ne pune pe fiecare la colțul lui. Adică asta îmi place să fac și asta m-am hotărât să lucrez. Eu nu, după cum știi, în fenomen nu activez doar ca director sportiv sau președinte, sunt analist la Digi Sport și o fac cu mare plăcere și onoare de câțiva ani. Am și un blog. Suntem bine cele Se două vine serii. foarte bine, pentru că efectiv vezi din toate punctele de vedere fenomenul. Am și un blog unde scriu și iau interviuri, analizez și evenimentele la Digi Sport și avem cu nemiluita. Fac și partea practică și în felul acesta acopăr și înțeleg foarte bine fenomenul. Pe viitor te gândești să preiei și o echipă de seniori? Păi eu știu dacă mai vine vreo pandemie, cine știe ce mai vine în minte. Deocamdată nu, repet, nu vreau să fac meseria de antrenor, chiar dacă am licența A. Repet, meseria mea este de director sportiv. Anul acesta cu ajutorul Dumnezeu, voi termina și doctoratul în științele sportului la UNEFS și sunt în plină pregătire. Dar cred că în următorii ani mă voi axa pe această activitate, că îmi place atât de mult încât nu văd să-mi treacă repede. L-am văzut și pe fiul tău, pe Justin, la antrenament. Cum se descurcă? Justin se descurcă bine, este foarte ambițios, este un profil ușor diferit față de al meu, în sensul în care joacă, are un număr în minus. Eu jucam mai mult număr 10, să zicem, la mijlocul terenului, el este atacant. Sigur că are puncte vulnerabile, așa cum am spus, trebuie să lucreze cu stângul, trebuie, e vorba de așezare în teren, e vorba de informare, joacă cu spatele la poartă și aici necesită câte ceva. Dar, în principiu, sunt mulțumit de el că își dorește mult. Este cel mai important lucru pentru un copil să se trezească, să zică am antrenament și vreau să mă antrenez astăzi, nu vreau să pierd ziua. Suntem la momentul acesta. Dacă va ajunge sau nu
numai Dumnezeu știe. Important este să încerce să-și ducă la maxim acest vis. Ceea ce le spun celorlalți copii, ei se încântă și se bucură că fac personal cu ei. N-am externalizat deloc această activitate. Efectiv, eu le arăt exercițiile. Le exersez înainte să vină ei ca să nu mă fac de râs, dar mă descurc și, repet, o fac cu plăcere și mi-aș dori cât mai mulți băieți să ajungă fotbaliști și cu ajutorul meu. La academia ta se antrenează și băiatul lui Ed Iordănescu. Crezi că poate să le calce pe urme tatălui, respectiv bunicului său? Da, a făcut și cel mic. Edi deja m-a amenințat că vreau să iau locul la CFR. I-am zis că nu-mi doresc acum să fiu în lupta pentru titlu, o să vin mai încolo când e Champions League, atunci o să încerc să-i fur poziția, până atunci las pe el unde este greu. Da, nu numai el, sunt mulți băieți, n-are rost să enumăr, eu știu, copiii de oameni importanți sau oamenii din fotbal, toți sunt la fel. Asta este particularitatea, cum să zic eu, specială a acestui sport, e că în momentul când am intrat pe poarta asta, toți suntem la fel, indiferent că am făcut sau nu ceva în viața noastră. Ce înseamnă pentru elevii tăi să antreneze și cu Alex Ioniță? Înseamnă foarte mult și vreau să am cât mai multe astfel de opțiuni. Am vorbit și cu Budescu, am vorbit și cu Moruțan, am vorbit cu mai mulți băieți activi care reprezintă un exemplu enorm pentru ei. Credeți-mă, când anunțam că vine pe grup, că vine Ioniță, era aglomerație să lucreze cu el, fiecare încerca să-l dribleze, comentau, ai văzut ce rapid driblează, ce rapid dă pase. Lucrurile astea sunt foarte importante. Oricât de mult le-aș explica, când dau exemplu din fotbalul actual, înseamnă foarte mult pentru ei și este extrem de intens antrenamentul. L-ai simțit determinat să revină? Da. Sufăr, am suferit alături de el, cel puțin când venea la antrenament, că de vreo două luni nu l-am mai văzut. Se antrenează singur, dar cu toții preluam, să zic așa, din durerea asta că nu joacă. Sigur că e și greșeala lui, care a și recunoscut-o în parte sau totală. Nu sunt updatat cu toate declarațiile lui, dar în principiu nu trebuie să ajungi acolo și trebuie să ai o educație din punctul ăsta de vedere medicală. Dar drama este enormă pentru un jucător care are potențial. Eu îl consider încă un jucător de echipă națională și m-aș bucura foarte mult să revină rapid pe teren, pentru că fotbalul românesc are nevoie de jucători care sunt tehnici, care driblează. Tot ne place să spunem că suntem sau am fost odată brazilienii Europei. Sperăm să nu pierdem un brazilian. Diseară avem derbiul dintre Craiova și FCSB. O victorie a Craiovei ar reduce distanța dintre cele trei echipe la doar 4 puncte. Cum vezi această partidă? Da, lupta este foarte intensă între cele trei. Am spune așa un pic sadic că e bine că s-au mai apropiat, chiar dacă ei au, cum să zic eu, sunt orgolile foarte mari, vedem și la nivelul declarațiilor. E foarte greu să am predicții la meciul acesta, pentru că se poate întâmpla orice. Eu mi-aș bucura să vedem fotbal, mi-aș bucura să nu vedem arbitraje cu problemă și am toată convingerea că așa va fi și să vedem multe goluri. Dacă tot suntem neutri, atunci să vedem la Digisport cât mai multe goluri. Bun, îți mulțumesc, Narcis. Acum va veni alături de mine Justin, băiatul său, te rog. Salut, Justin. Ce înseamnă pentru tine să fii antrenat de tatăl tău? Este un sentiment foarte plăcut, dar este și o responsabilitate în plus, deoarece este foarte perfecționist. Îți împărtășește din experiența pe care a acumulat-o ca fotbalist? Da, îmi împărtășește. Seara, aproape seara de seară, stau de vorbă cu el și îmi explică greutățile prin care a trecut ca să ajungă într-un paradis. Cum ar arăta o comparație între voi? El este diferit față de mine, el era mai pasator. Eu sunt mai mult pe execuții, eu vreau să dau gol. În special, el este cu asisturile. După ce poți joci și la ce echipă evoluezi? Eu joc atacant la Academia Sportim. Cine te inspiră din fotbal? Cine e modelul tău? Lewandowski, deoarece este foarte constant, dă gol aproape meci de meci și este foarte serios. Și nu tratează nicio fază cu superficialitate. Bun. Îți mulțumesc, Cristin. Dan? Acestea au fost detaliile de aici.